Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Ieri seară, un cutremur cu magnitudinea de 6,8 s-a produs în largul Chile, a anunțat Institutul American de Geofizică a Pământului. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 140 de km sud-vest de orașul de coastă. Nu au fost semnalate persoane rănite sau pagube materiale. Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate din orașul britanic Valley Bridge, în urma avarierii unui dig al rezervorului de alimentare cu apă a localității. Ploile abundente din ultimele zile din nordul și centrul Angliei au dus de asemenea la prăbușirea unor poduri și închiderea mai multor șosele din zonă. Agenția pentru Mediu a emis o avertizare pentru inundații, explicând că nivelul râului care traversează orașul ar putea crește rapid. De pe Terra mergem în spațiu. O echipă de cercetători americani au anunțat că au descoperit o planetă care ar putea fi locuită. Planeta are masa de aproximativ 6 ori mai mare decât cea a Terrei și se află la o distanță de doar 31 de ani lumină de sistemul nostru solar. Revenim acum la vremea din țara noastră, unde în ultimele zile natura s-a dezlănțuit și face pagube incredibile în multe zone. În Alba, peste 90 de animale au căzut secerate la pământ după ce au fost lovite de trăsnet. Și pentru următoarele zile se prevede o vreme instabilă. Meteorologii au emis un cod galben valabil din această seară de la ora 21 până mâine dimineață la ora 9, care afectează vestul și nordul Transilvaniei și local în Carpații Meridionali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Se vor semnala averse, torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, izolat, chiar grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 40 sau 50 de litri pe metru pătrat. Să vedem și câteva temperaturi din principalele orașe. În Brașov vor fi 24 de grade, în Cluj 21, în Constanța 26 de grade, 26-27 în Craiova, în Iași 22, la fel în Sibiu, iar în Timișoara 27 de grade. Revin cu informații ceva mai târziu. Odată cu evoluția societății, construcțiile destinate spațiilor de locuit sau birourilor au cunoscut transformări multiple. Una din formele cele mai folosite fiind uriașele structuri de beton și sticlă construite pe verticală. Odată cu schimbările climatice, se impun noi standarde care să le facă mai eficiente și mai puțin poluante. Mai mulți arhitecți și ingineri cer interzicerea zgârie-norilor din sticlă, deoarece aceste clădiri sunt extrem de ineficiente energetic, necesitând prea multă energie pentru a fi răcite. Clădirile mari din sticlă, folosite pentru birouri, magazine sau parcuri industriale, au devenit populare deoarece permit accesul unei cantități mari de lumină naturală, oferă priveliști frumoase celor dinăuntru și sunt elemente impresionante în linia orizontului orașelor. Însă lumina solară aduce și căldură, care nu are cum să iasă din clădire în mod natural. Pentru a evita efectul de seră, aerul condiționat este utilizat ca și soluție standard. Însă, Agenția Internațională pentru Energie estimează că aproximativ 40% din emisiile de dioxid de carbon ale lumii vin de la construcția, încălzirea, răcirea și demolarea clădirilor. Energia utilizată pentru aer condiționat s-a dublat începând cu anul 2000 și reprezintă în prezent 14% din consumul total de energie. Clădirile mai noi utilizează tipuri speciale de sticlă care pot deveni opace pentru a bloca razele solare sau pot chiar genera electricitate, cum este cazul clădirii Edge din Amsterdam. Dar chiar și aceste panouri de sticlă laminată contribuie la criza climatică, deoarece producția lor este costisitoare, iar ele sunt aproape imposibil de reciclat, având o durată de viață de doar 40 de ani. În luna aprilie, primarul New Yorkului a anunțat că va interzice toate clădirile construite exclusiv din sticlă și va forța dezvoltatorii să facă clădirile existente mai eficiente din punct de vedere al energiei. A sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră, când la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul și nordul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și local în Carpații Meridionali, instabilitatea atmosferică temporar va fi accentuată. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, izolat, chiar grindină. În Buzău 20 de grade, în Iași 16 grade, în Brașov 14, 17 grade, în Deva,
În Oradea, Satu Mare, 17 grade, iar în Arad și Timișoara, 18 grade. Mâine, în prima parte a intervalului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată, ce se va manifesta prin înorări, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși chiar 50-70 de litri pe metru pătrat. În Alexandria, 27 de grade, în Galați, 23-22 în Iași, în Brașov, 24 de grade, în Cluj, 21, în Satu Mare, 25, iar în Timișoara și Oradea 27 de grade. La noapte, în capitală, temporar, vor fi înnorări, iar spre sfârșitul intervalului, probabilitatea de apariție a ploilor de scurtă durată va fi în creștere. Temperatura minimă va fi de 18-19 grade. Iar mâine vremea va fi în general instabilă, cerul va avea înnorări și vor fi perioade în care se vor semnala averse posibil torențiale. Descărcări electrice, intensificarea vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, temperatură care, iată, se păstrează și poi mâine. La munte, vremea va fi instabilă. Vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse, frecvente descărcări electrice și intensificarea vântului, care vor avea și aspect de vijelie. Cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat. În Ceahlău 12 grade, în Păltiniș 17, în Poiana Brașov 19, la fel în Predeal, în Semenic 14 grade, în Sinaia 17, la fel și la Stâna de Vale. La mare, vremea va fi instabilă și se va răci. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și sunt așteptate ploi posibil torențiale. Și aici cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime destul de scăzute se vor încadra între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 17 și 18 grade. Pe parcursul nopții, vântul va prezenta intensificări temporar cu viteze de rafală de 50, poate chiar 60 de km pe oră. În Mamaia 26 de grade, așa cum bine vedeți, peste tot temperatura se va situa în jurul valorii de 23-26 de grade, așa cum v-am spus. Poi mâine vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar regimul termic va fi caracterizat de valori diurne mai coborâte decât cele normale. Cerul va fi variabil, cu erori temporar accentuate în prima parte a zilei, când local în zonele montane și submontane, dar și în centru, sud și est, se vor semnala ploi de scurtă durată și descărcări electrice. În Alexandria 28 de grade, în Iași 24, 22 de grade în Brașov, în Cluj 23 de grade, la fel și în Bistrița, în Satu Mare 26, la fel în Oradea, Arad și Timișoara. În urmă cu puțin timp, echipa care a reprezentat țara noastră în cea mai importantă competiție internațională de arhitectură sustenabilă, denumită și Olimpiada Caselor Solare, a reușit să obțină medalia de bronz. Asta înseamnă că și în România știm să găsim soluții, mai trebuie să le și punem în practică. Este pentru prima dată când o echipă românească urcă pe podium în competiția Solar Decathlon, după alte trei echipe care au participat în edițiile din anii trecuți. Concursul a început pe 27 iunie, când s-a dat startul celor 15 zile de montaj. Echipa din România a fost prima care a obținut toate inspecțiile tehnice și a intrat oficial în competiție. Pe lângă locul 3 obținut în competiția Solar Decathlon din Ungaria, echipa Over4 a ieșit vicecampioană la probele de comunicare, inovație și bilanț energetic. Printre echipele finaliste s-au numărat Franța, Olanda, Belgia, Spania, Ungaria, Algeria și Thailanda. Solar Decathlon este cea mai importantă competiție de arhitectură sustenabilă și inginerie la nivel internațional și este considerată Olimpiada Caselor Solare. Prototipul prezentat de români este rezultatul muncii de aproape 2 ani a echipei Over4. Este un exemplu de bune practici despre cum poți construi eficient energetic cu materiale sustenabile și costuri reduse, fiind adresată pieței construcțiilor din România. Are o amprentă totală la sol de 130 de metri pătrați, este construită pe structură de lemn, pe două niveluri și este unică prin faptul că poate fi utilizată atât ca locuință, cât și ca spațiu de coworking, datorită mobilierului reconfigurabil. Este o casă solară 100% electrică, ce produce de două ori mai multă energie decât consumă direct de la soare. Este proiectată și construită ca fiind o casă pasivă, cu un consum de energie foarte redus pentru încălzire, răcire și ventilare, deoarece respectă toate cerințele și criteriile standardului Passive House. Certificarea Green Homes de către Consiliul Român al Clădirilor Verzi atestă faptul că prototipul Over4 este și o casă sustenabilă. Competiția Solar Decathlon Europe 2019 s-a încheiat, însă casele sunt în continuare expuse încă două luni în Szentendre, Ungaria, unde se află satul solar.
Oricine este interesat să vadă cele 10 case solare, printre care și casa Oberfor, poate afla mai multe detalii despre programul de vizitare pe site-ul competiției. Să vedem acum ce anunță meteorologii pentru continentul european. Iată că în peninsula iberică temperatura în Madrid va fi în jurul valorii de 36 de grade, așadar acolo caniculă, în Barcelona 33, iar în Lisabona o vreme mai suportabilă. Vor fi maxim 29 de grade cu un cer parțial noros, în Londra un cer acoperit de nori, dar fără precipitații, 24 de grade, la fel și în Amsterdam, unde nu vor fi mai mult de 23 de grade. Mergem mai departe să vedem în Italia, acolo unde, iată, în Roma nu vor fi mai mult de 31 de grade, în Milano 28 de grade, un cer senin, vreme bună așadar acolo. În Budapesta un cer acoperit de nori, sunt așteptate ploi, 28 de grade în termometre, iar în Atena putem vorbi despre o vreme foarte caldă, vor fi 38 de grade în termometre, o vreme în schimb frumoasă, un cer fără niciun nor. Mergem mai departe în Oslo, unde vor fi 26 de grade, un cer parțial noros, în Berlin, un cer acoperit de nori și cu 24 de grade în termometre, iar în Moscova, un cer închis, 18 grade vor fi în termometre și sunt așteptate ploi slabe. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Despre cum se prevede a fi vremea săptămâna viitoare, aflați mâine de la meteorologul Mihai Huștu. Acum urmează imaginea zilei și apoi telejurnalul orei 19. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.